Da, domnule Negrescu, vine un partener de coaliție și spune că e clar, trebuie să plafonăm prețul la carburanți. Vine altcineva care face parte din coaliția de guvernare și mă refer aici la numărul 2 în stat, șeful Senatului, și spune nu faceți așa ceva, că ne întoarcem în perioada comunismului. Noi ce să mai înțelegem? Dacă ei între ei nu se înțeleg, dacă ei între ei nu vin cu o soluție clară, care să fie în ajutorul românilor, ce să mai înțeleagă românii? Domnule Negrescu, e cea mai bună variantă acum, în acest moment, plafonarea prețului la carburanți și această variantă la un preț de 7 lei? Variante în momentul de față. Una este reprezentată de plafonarea prețului la 7 lei. Și asta înseamnă, în vreme de 6 luni, și asta înseamnă vreo 10 miliarde de lei, bani pe care statul trebuie să-i scoate din buget și să-i dea benzinarilor, da, pentru ca să compenseze diferența între 7 lei litru și cât este litru acum la pompă, 9 lei, 9 lei și ceva, da? Și mai este varianta în care reduci TVA-ul la 5% și acciza o reduci la jumătate și se costă tot vreo 10 miliarde de lei, tot pe 6 luni de zile. Și, din păcate, mi-e teamă că guvernul va alege cea mai proastă variantă, plafonarea. De ce? Pentru că, la fel ca la energie și gaze, va promite că acordă banii companiilor, dar nu se va ține de cuvânt. Dacă ne uităm în execuția bugetară la 4 luni, vedem că nici acum, în luna mai, distribuitorii și companiile din domeniul energiei și gazelor nu și-au primit banii promiși pe compensarea și plafonarea prețurilor la energie. Așa se va întâmpla probabil și cu benzinari, dar efectele vor fi altele, pentru că aici e vorba de companii străine care nu vor mai importa petrol și motorină. Și asta înseamnă penurie la pompă. Deci, cred că cea mai bună soluție, într-adevăr, este să reduci fiscalitatea pe fiecare litru de carburant și să se asumă acest lucru. De unde vor lua bani? Păi hai să vedem de unde se împrumută în momentul de față statul, de unde nu face reforme, da? Pentru că ar trebui să facă cel economie în această perioadă și să adune banii necesari pentru aceste măsuri. Adică să fie solidar cu cei care într-adevăr suferă de pe urma acestei crize economice. Din păcate, probabil se va ajunge la plafonare, iar banii respectivi, 10 miliarde de lei, probabil vor fi luați ori din tipărire de monedă, și asta înseamnă inflație, ori din împrumuturi, pentru că ne-am obișnuit să ne împrumutăm atunci când avem o problemă și asta este cel mai rău lucru posibil, dar cu siguranță nu din reforma statului, nu din reforma cheltuielor publice. Bun, deci, unde vor veni banii? Poți să întreb dacă 7 lei cu TVA și acciză sau fără TVA și acciză, pentru că din 9 lei și 37 de bani este și TVA și acciză și dacă tu o statuie, atunci compensezi mai puțin. Bun. Păi, eu mă normal îi zic 7 lei prețul la pompă, da? Deci ar trebui să dea practic benzinarilor 1,65 lei pe motorină și 1,08 lei la benzină. Bun, hai să discutăm. Și așa, nu-i înseamnă undeva la nivel de 10 miliarde de lei. Haideți să discutăm și...